Bună seara, prieteni, suntem la Sport Report și spuneam că se întâmplă lucruri interesante în fotbalul românesc. Mai devreme am avut emisiune pe fotbal internațional, multe lucruri interesante și spuneam atunci când vă aștept la Sport Report, pentru că sunt subiecte de dezbătut și în fotbalul intern, pentru că avem un transfer important pe care FCSB l-a făcut astăzi, Dorin Rotariu, cândva o mare, o chiar foarte mare speranță a fotbalului românesc în urmă cu 6-7 ani, a semnat astăzi cu FCSB, ultimul club la care a activat, la care a jucat, practic a fost Atromitos în Grecia. De asemenea, peste două zile ne așteptă un meci foarte important în preliminele campionatului european, în deplasare cu Belarus, nu jucăm în Belarus, jucăm la Budapesta, meci fără spectatori, o grupă complicată, o situație complicată, dincolo de, să spunem, calculele pe care le facem, din perspectiva situației pe care o are Israel. În urmă cu câteva momente, UEFA a anunțat oficial când se va juca meciul dintre Israel și Elveția, cumva neavantajează pentru că acel meci a fost pus cu 3 zile înaintea meciului pe care România îl va disputa împotriva Israelului. Foarte probabil că nu se va juca în Israel dacă situația nu se va ameliora acolo și mă gândesc că e puțin probabil să se întâmple. Vom discuta aceste subiecte alături de Basara Panduru și Nicolae Dică. Bună seara! Salut! Mulțumesc de prezență! Și începe cu chestiunea asta cu Dorin Rotariu la FCSB, că a venit așa de nicăieri. Și repet, e un jucător, voi prin surprindere. Da, e un jucător care cândva a arătat formidabil și aveam speranțe că poate fi un jucător mare pentru fotbalul românesc. Mă rog, ce s-a întâmplat cu el? Cândva, însemnând când? La Dinamo atunci, când a marcat vreo 7 goluri sau câte? Nu, când a plecat la Dinamo. Nu pe arăt. 2, ceva milioane, da? Nu? Că era, nu știm niciodată câte milioane, dar era, zicem și noi ce vedem pe acolo. Era și mic de vârstă, s-a dus într-un campionat unde tu zici mereu 20, că era 21, cred ceva. Că 20 sau 21, da. Da, a plecat, dar n-a plecat bine, pentru că el a plecat la Bruj, nu la din Bruj. Da, și după aia s-a dus la... N-a plecat bine din perspectiva echipei, așa, campionatul, te gândești că... Nu, adică ce-ți spuneam eu întotdeauna, vezi, pleci unde nu e de tine. După aia s-au trezit după un an că nu e de Bruj și a plecat la Mucron, sau unde a plecat, parcă, nu? Parcă da. Nu? Acolo parcă a făcut ceva, a marcat niște goluri, vreo 9 goluri într-un an. Parcă am văzut că ai ceva de anul 2017-2018, parcă. Fiind sub contract 2017-2018 a făcut acolo ceva, după care a mai marcat goluri și la Astana. Nu sunt puține, nici multe, 7 goluri într-un sezon. A jucat meciurile acolo. Anul trecut, mi se pare, a marcat 4 goluri la Atromitos, nu? Avea numărul 10 din ce am văzut eu și juca mijlocaș dreapta în 4-2-3-1. Am văzut un meci, m-am uitat, acolo era pus. Cum ți se pare transferul? Evident că nu-l cunoaște, că nu l-am mai văzut în ultima vreme și un jucător e bine să-l analizezi dacă îl cunoști, măcar dacă l-ai văzut în ultima perioadă, nu vorbim de Rotariu cel din 2016. Ce crezi? Ținând cont și de contextul în care vine la FCSB, concurență, ce-l așteaptă aici? Nu știu, nu prea pot să crezi multe. Crezi că vine într-o echipă unde, dacă știi fotbal, poți să joci fotbal? Dar pare așa că e frumos, dar e și o grămadă de presiune pe tine. Dacă nu reziști, te-ai terminat foarte repede. Vine pe o poziție acolo în dreapta și acum te întrebi de ce în dreapta acolo. Cineva are o problemă acolo în dreapta, da? Pentru că baie Miculescu, baie Tavi Popescu dacă e Coman acum în stânga, baie Băluță care, după părerea mea, nu prea și-a găsit locul nici acolo, nici în vârf, nici în 10, nici în cam nimic în momentul ăsta. Și sunt cam mulți acolo, în partea dreaptă. Da, dar niciunul care să-și fi câștigat clar postul. Te bați cu unul care trebuie să joace. Cine? Tavi Popescu. Păi, George, scuze, George Popescu. N-am mai văzut sau așa. Gheorghe, cum e numele acum nou? George sau? Spune Octavian Popescu. Octavian Popescu. Dacă începem cum începem la rață, știi că pe rață nu îl cheamă rață, dar dacă îi ziceai cum îl cheamă, nu mai înțelegea lumea despre ce jucător vorbim. Rata îl cheamă. Da, Rata. Să vorbim acum de Rata. Nu, da, înțelege cineva ceva? Dacă tot așa aud că Octavian, nu Octavian, George, habar n-am, nu mai știu ce să cred, înțelegi? De-aia mai zic și George din când în când. Adică nu e că vreau să-i zic, dar mi se pare că dacă tot îți bagă Georgele ăsta în față, probabil că așa l-o chema. Deci joacă Octavian Popescu care trebuie să joace, joacă Miculescu care trebuia să joace pentru că s-au dat o grămadă de bani. Acum are și el, cred că, o problemă în poziția aia. Da, și Tavi Popescu are probleme, din ce am aflat de la patron. Adică patronul a spus cât să mai aștept pe Popescu. Asta nu înseamnă că nu va mai juca Octavian Popescu. Va fi rezervă. Dar nu înseamnă că e bătut în cuie acolo. Va fi rezervă acolo, dar
te bați acolo, da, Rotariu, cu încă trei jucători care sunt, îi găsești acolo, știi? Da. Nu știu dacă o să-i fie ușor, dar dacă e ăla pe care îl știm noi, are o tehnică așa peste medie, mi se părea mie lent în momentul ăla când era, dar nu știu exact ce să mai spun despre el după atâția ani. Să-l vedem. Joacă și el cartea asta un an de zile, parcă cu opțiunea clubului, da, din ce am înțeles, pe încă doi. Sunt mai multe lucruri de discutat, tot așa. Te-a surprins să afli că Dorin Rotariu vine la FCSB? Da, m-a surprins pentru că mă așteptam să-l transferem mai repede dacă îl doreau, pentru că el este liber din mai, a rămas liber de contract și sau poate au vrut să-l transfere mai repede și nu au dorit el să vină în... Nu, el foarte probabil că a așteptat variante, chiar și așa, afară. Că perioadele de transferuri s-au tot închis de ceva timp. Da, dar este jucător liber și poate să se întâmple. Nu, oricând. Vreau să spun că atunci, după ce s-au închis perioadele de transferuri, ar fi putut să spună, ok, ne... având o altă variantă, acum semnesc cu FCSB, putea să facă asta de ceva vreme. Cu siguranță nu-i va fi ușor să se impună. Sunt sigur că are nevoie de 3-4 săptămâni ca să intre într-o formă fizică, mă refer, bună, și apoi de minute ca să poată să crească. Ceea ce știu eu la el, ceea ce am văzut când era în campionatul României, pentru că mai mult aici l-am urmărit și cât am fost la echipa națională l-am urmărit, pentru că îl doream când juca la Astana. Și cred că este un jucător care poate să-i ajute pe cei de la FCSB, dar depinde acum și în ce poziție. Cum spunea și Pandi, cred că mijlocaș dreapta sau atacant. Cred că acolo una din aceste poziții va fi folosit. Pentru că în partea dreaptă s-a jucat cu Băluță în ultimul timp, dar nici el nu a avut realizările pe care le așteptam cu toții de la el și cei din conducere. În schimb și atacant cu companiul care la fel nici el nu mai este, eu știu, jucătorul care a fost sezonul trecut, mă refer la realizări, pentru că el este același tip de jucător care dă totul pe teren. Cât poate el... Astea două poziții au jucat cam toți jucătorii în atac, mai puțin Olaru, cel puțin pe postul atacant. A jucat Companiu, a jucat Băluță, a jucat Octavian Popescu, a jucat Florinel Coman. Patru. În dreapta și acolo. Și Coman a jucat și în dreapta. Coman a fost și el... Nu știu dacă în sezonul ăsta, dar a jucat și în sezonul ăsta, când a fost în partea dreaptă. Ok, n-a jucat 90 minute, dar a jucat. Pe o perioadă 30-40 minute, din ce mi-aduc aminte, a fost și în partea dreaptă. Dar eu cred că pentru aceste două poziții a fost el adus. Este un jucător bun, care ține bine de minge, are un stâng bun, o tehnică bună, are o viteză pe suprafață mai mare, are fuleu. Genul lui, să zicem, Alibec, așa cum este și Alibec. Nu este un jucător gen Băluță, care este foarte rapid pe suprafețe mai mici. Ceea ce făcea la Dinamo, pentru că mi-aduc aminte, la Dinamo a reușit niște goluri cu mingea plecată de la mijlocul terenului și își făcea mingea pe piciorul stâng și șuta la poartă, unde reușea să marcheze. Dar au trecut ani. Nu vorbim de un jucător de 35 de ani până la urmă. Nu, dar nu putem să ne raportăm ce juca Rotariu acum 7 ani. Corect, așa este, dar nu vorbim de un jucător care a plecat acum 7 ani, să spunem, din România și a ajuns la 35 de ani. Nu. Nu, dar următoarea discuție... Nu poate să-și piardă din calitățile pe care el le avea acum 6-7 ani. De ce crezi că nu l-a luat nimeni, fiind jucător liber de contract? Nimeni nu se întâmplă până ajunge la FCSB. S-a dus înapoi la Ludogorets, parcă, nu? A fost la Ludogorets, a jucat foarte din puțin. Din moment ce a jucat vreo 5-6 meci. Nu, n-a jucat deloc la Ludogorets. Din moment ce nu a jucat. N-a jucat deloc. Are vreo 5-6 meci. Înainte de Atromitos, nu acum. Da. Ah, păi nu, mă refer înainte. Nu, el a fost la Atromitos și acum s-a întors la Ludogorets. Exact. Și n-a stat decât pe bancă. O echipă, eu știu, el, din punctul meu de vedere, el a ales foarte bine să plece de la Dinamo în Belgia, pentru că a ales un campionat nu foarte greu, adică nu s-a dus în Italia, nu s-a dus în Anglia, nu s-a dus în Spania, s-a dus într-un campionat... Club Bruges n-ai ce să cauți, după părerea mea. Este un club mare în Belgia, dar este un campionat mai slab cotat decât celelalte campionate care sunt foarte puternice. Dacă el reușea să se impună acolo, 100% ajungea, cum s-a întâmplat cu Răzvan Marin, care... Da, de la Standard a ajuns la Ajax. Cred că așa s-ar fi întâmplat dacă el confirma. Deci el a ales bine să plece de la Dinamo în campionatul Belgiei, din punctul meu de vedere. Da, da. Te întrebi. Un jucător ca el, că imediat o să vă spun niște comparații, actualul Octavian Popescu la vârsta asta, ce era Dorin Rotariu. Sunt niște comparații izbitor de asemănătoare. Izbitor, aproape că au aceleași cifre. Adică ce era Dorin Rotariu la vârsta pe care o are astăzi Octavian Popescu, sunt jucători cam de la același profil, să zicem, că îi pui în bandă, că joacă, mă rog, da? Unul dreptat, unul să... Dar pleacă pe o sumă mare, zice tânăr, ajunge în campionat bun și de acolo ia numai jos. Că mai dă niște goluri pe la Mucro, că se mai duce în Kazakhstan. Da, în campionatul Belgiei, era Liga 1 atunci,
Era lângă da, da, era păi asta zic, 2017, 2018, 13-6-9 goluri. Mie mi se par multe, câte vrei să dea? Adică cine a făcut bine când dă 9 goluri în campionatul Belgiei? Păi în primul rând n-a făcut bine când a confirmat la Bruj. Nu, dar aia n-ar okay, să spun, acolo n-ai ce să cauți în primul rând la Bruj, că nu e jucător de niciun Bruj. Ții minte că tot timpul spun, nu? Și ce, Brujul ce e? Pentru el e Barcelona, Brujul, cum e pentru altul Barcelona, așa e pentru noi. Un jucător Bruj din România spune la Bruj. 30 de echipe cine joacă la Bruj, crezi că e ușor să joci la Bruj? Zim unul care pleacă acum și e titular la Bruj. Nu am zis că e ușor. Dacă tu nu te acomodezi cu decât la Bruj... Era Noah Lang până mai ieri. A plecat la PSV Eindhoven. Te băteai cu ăla? Ce să te bați cu ăla? Nu am nicio șansă în fotbalul care cu adevărat contează dacă la Bruj nu ne punem problema să confirmăm. La Bruj? Nu, eu cred că nu e ușor. Și nu cred că din campionatul României de la o echipă de pe locul, nu știu care vrei tu, 10, 7, 8, 5, poți să pleci să joci la Bruj. Nu cred că poți. Nici la Anderlecht, nici la Bruj, niciunde nu joci în Belgia. Nu cred, cred că e foarte greu să joci. Bă, sunt niște jucători acolo, buni, rău de tot. Nici la Gent, păi am văzut vreo doi prin față, Gif, Torban și cu, cum îl mai cheamă, Kuipers, n-ai cum să joci, ei adaugă câte 20 de goluri, câte 15 goluri, te duci cu cine să te bați? Octavian Popescu acum versus Dorin Octaviu când avea vârsta lui Octavian Popescu. Am apucat eu să spun că comparațiile sunt asemănătoare, dar... Ce ai fi răspuns dacă te-aș fi întrebat? Care crezi că era mai bun, mai cu valoare, mai care promitea mai mult? Ca și cifre te referi? Nu. Cum îți amintești tu pe Dorin? Momentul în care Dorin Rotariu avea vârsta de azi al lui Octavian Popescu este exact, dar exact, momentul de dinaintea plecării la Bruj. Am în vara lui 2016. În momentul ăsta, dacă îl iei pe Tavi Popescu, din punctul meu de vedere, este un jucător mai spre număr 10. Decât Rotariu. Decât Rotariu, okay. Da. Adică este un jucător în ultimii 25 de metri care pe spații mici poate să-ți dribleze 2-3 adversari, poate să-ți dea și ultima pasă. Rotariu este un jucător de finalizare, un jucător care este bun în care este bun în duelul aerian, ajunge mereu acolo în care chiar dacă îl folosești în zone laterale sau îl folosești în număr 9 ca și atacant, păi, probabil și din acest motiv. Au fost antrenori care l-au folosit număr 9 pentru că ajunge bine la careu și este bun acolo la finalizare. Cred că ăsta era avantajul lui Tavi față de el. Okay. Și este acum. Ok. Aveam așa. În Liga 1, meciuri jucate. Deci Octavian Popescu are acum 114 meciuri, 20 de goluri. Rotariu avea 122 de meciuri, 22 de goluri. Deci aproape la fel. Aproape la fel, atenție. 3 sezoane și jumătate jucase și Rotariu pe prima scenă, 3 sezoane și jumătate mai are multe și... goluri într-un sezon a dat Octavian Popescu. Nu știu, într-un sezon. Eu am luat per total. Cred că Rotariu mai mult de 7 nu cred că are și el parcă avea 10 sau câte a dat atunci în anul ăla cel mai mult. Mă rog, meciuri la echipa națională. De exemplu, o diferență foarte mare, Rotariu încă nu debutase în echipa națională mare în acel moment. Era altceva, da. Da, Octavian debutează toată lumea. Acum debutează toată lumea, da. Deci nu mai ai treabă 7, cu nimica, da. Da. Și mă rog, 215 meciuri, 22 de goluri. Da. La Dinamo. Nu, într-un an cred că cele mai multe 7 parcă, nu? Sau câte? Nu știu cât contează, să spunem, raportarea la Transfermarkt ca valoare de piață. Acum Tavi Popescu 3,8 milioane. Atunci, la momentul ăla, Rotariu 1,75. A mai crescut prețul de față de da, acum. Da, poate și asta, corect, 7. Așa e. Dar știi de ce mi se pare important? Pentru că am văzut parcursul pe care l-a avut Rotariu. Și asta e o discuție. De ce jucătorii totuși tineri, nu foarte tineri, tineri, că la 20-21 nu cred că mai ești foarte tânăr, pleacă din România și eșuează. Asta este regula. Adică excepțiile sunt aia care confirmă. Eu nici nu mi-au repede aminte jucători care au confirmat cu adevărat plecând afară. Dacă e loc, o plajă largă de 10-15 ani. Radu Ștefan. Radu Ștefan, Răzvan Marin, care okay, există, joacă. Ok, Răzvan Marin. Păi da, asta spune, asta sunt până acum excepții. Că regula e alta. Bine, ne uităm acum la un Man care joacă la Parma, dar sunt serie B. Au fost serie A. Și poți să spui că Man a confirmat? Da, dar joacă, meci de meci, titular, a reușit să marcheze câteva goluri. Este un jucător important pentru echipă, din punctul meu de vedere. Nu, dacă și tu te întreabă cineva, bă, Man a confirmat sau nu, îi răspuns că da. Nu, te așteptai la mai mult, de la banii pe care s-au plătit. Uite-te, ce gândău, Măruțan. Da, uite, ei au plecat acum împrumutați la alte echipe și joacă.
Fii tu, măi, de asta spun, ieri de îndoasele. Ieri de îndoasele au plecat. De îndoasele au plecat. Ei acum, aici trebuia să se ducă. Numai că noi vrem 6-10 milioane pe ei. Nu... Cer bani mulți și nu ai cum unde să ajungi, decât acolo. Și de te trezești că nu ai cum să joci. Și pleacă în alte părți. Și Cicâldău la Calba, acum în altă parte. Moruțan la Pisa, acum în altă parte. N-ai ce să cauți la Galatasaray. Nu mai vorbesc de Galatasaray-ul ăsta. Prinzi niște momente într-un anumit an în care n-au bani, nu așa vor să... Așa au fost. Pentru că acum, mai intră acum la mijlocul terenului. Cine e? Lucas Torreira cu Oliveira sau cu ce e? N-ai cum să te bați cu aia, nu poți, e imposibil. Mi-e teamă că nu asta e problema. Indiferent de plecăm, mai nu confirmăm, care noi ca români. Ei, noi pe ăștia care pleacă în Polonia nu-i băgăm sub nicio formă în seamă, nu? Ăsta Racovițan, care e titular la campioană, nici nu vorbim despre el, dar avem un jucător campion. Păi, vezi, Ghiță, parcă e și el pe acolo, titular, abar n-avem, nici nu ne interesează. Și Sorescu. Bine, asta e o discuție. Că noi, de exemplu, s-a accidentat Camora, da? Acum. Și alegerea a fost Borza, nu Andres Dumitrescu. De multe ori am văzut tentația asta de a judeca favorabil jucătorul pe care îl vedem mai des aici, în România. Deși, să joci totuși la Slavia Praga, mi se pare o performanță, serios. Adică mult peste nivelul... Și mie mi se pare, peste nivelul lui pe care l-arăta aici. Adică nu mi se părea niciodată că are vreo treabă cu plecatul. Plus că nu mai spun, e nevoie să prinde un contract la Slavia Praga ca să apară și el în lotul naționalei mari. Da, adică ăsta a fost declinul, de da, să știi de el. A, la urmă, pe ea înseamnă că e bun. Dar de el nu prea juca nici pe la Sepsi, nu? Anul ăsta. Mă rog, sezonul ăsta a fost început. Da, până acum a jucat, era jucător de regulă, da. Mai făcea schimb cu Ispas, mai erau... Păi când te uiți la astea, cred că au același număr de meciuri. El cu Ispas, 20 și 20, nu? Cred că a jucat mai mult. Da, că comentam atunci, a venit mânușele lui Sepsi, că Sepsi nu prea mai avea unde să-l joace acum. Că poziția era ocupată de oteliță. Păi da, dar joacă în dreapta, am văzut, și acum a venit cu Ștefan în partea stângă. În fine, mă întorc. Rotariu este doar un caz de jucători români care au plecat și n-au confirmat. Și mă refer la cei tineri, inclusiv Giannis. Nici nu pun Fiorentina. Ok, era mult peste nivelul, era prea mic. Hai să începem discuția la Giannis de la Belgia. Eu zic că a făcut, nu, în Belgia nu, dar la Rangers cred că a făcut. În anul ăla în care marchează 7 goluri. A făcut. Dar suficient pentru ce așteptări aveai de la Giannis? Dane, ce vrei să facă, zici și mie? Vreau și eu un jucător. Morelios, care e atacantul lor, marchează 12 goluri pe sezon. Giannis, care este mijlocaș central dreapta sau extremă dreaptă sau în interior, ce mai juca el pe acolo. Că și dacă stăteai în bandă, el venea număr 10, venea James Tavernier acolo, care urca foarte mult. Asta zic, 7 goluri. Ce să facă mai mult de atâta? Deci nu cred că poți să faci mai mult de atât. Putem avea pretenția ca fotbalul românesc să dea o dată la 5 ani un fotbalist gen... Cine, Mută, Grachivu, care sunt mai... Nu mă duc chiar așa. Gen Vlahović. De ce nu putem produce? Nu. Gen ce? Gen Vlahović. Păi uite, noi l-am avut pe Luis Munteanu, care s-a dus la Fiorentina. Degeaba. Deci nu putem, da? 80 de milioane? Nu, fac abstrație de sumă. Eu spun care să confirm, să duce la Fiorentina, dă goluri, să duce la Juventus, dă goluri. Nu, ni se pare că trebuie să luăm de la Pisa și de la... Păi nu, el e la fel ca Luis Munteanu. El tot de acolo pleacă. De la 19, de la ce pleacă la Fiorentina. Și Chiesa nu tot de acolo? Păi asta, și după aia se duce acolo și dă goluri. Noi n-avem... Nu, nu o să fie niciodată. 80 de milioane? Nu mai putem, da? Să producem jucători de genul ăsta. Nu cred. De ce? Că în primul rând că n-am produs niciodată. Nu că avem vreo ceva. 80 de milioane? Păi nu, stai puțin. Chivu, dacă era astăzi, făcea 80 de milioane? Nu, lasă că dacă era și regele, dacă era astăzi, făcea 300 de milioane. Poate erau, făceau. Făceam și noi vreo 10-15. Care. Așa trebuie să gândim. Mutu făcea astăzi, se plătea pe el. Care nu eram regi atunci. Nu eram regi atunci. Am avut jucători la nivelul ăsta. Toată lumea făcea mai mult decât a făcut astăzi. N-ai cum să nu faci. Nici m-am dus la Hagi Popescu și prea în spate, că au fost foarte mari. Nu, deci 80 de milioane n-am avut niciodată, indiferent cum o dai tu, și nici nu o să avem niciodată. Eu mă întreb, dar de ce să ajungem la 80 când noi n-am ajuns la 20? Deci noi n-avem pe nimeni în momentul ăsta care să fie de 20 de milioane. Probabil că se discută cu Drăgușin. Aici nu știu ce o să fie. Pare că este pe drumul corect, pare că toată lumea vorbește de el în urma prestațiilor foarte bune.
Și viitorul lui apropiat este la o echipă mare, habar n-am. La Juventus, la ceva, la... Două discuții. În Anglia, nu știu. O discuție despre transferul ăsta. Transferurile FCSB-ului din acest sezon. Djokovic, repatriere. Repatriere în sensul că... Liber. Băluță la fel. Ganea la fel. Chiricheș la fel. Rotariu la fel. E o strategie bună asta. Sunt jucători cu experiență, jucători care au demonstrat la un moment dat, au avut evoluții foarte bune și ai nevoie la o echipă care se luptă pentru câștigarea campionatului, jucători, ai nevoie de jucători cu personalitate. Și acești jucători chiar au. Sunt jucători care au trecut pe la echipa națională, au făcut lucruri bune și ăsta este motivul pentru care ei i-au adus. Nu oricine își permite să aducă acești jucători, pentru că i-au adus acești jucători pe salarii mari. Nu știu dacă vreo echipă în România își permite în acest moment să plătească salariile pe care le plătesc cei de la FCSB. Nimeni, cred. Doar CFR-ul, nu mai știu nici CFR-ul. Dar treaba este alta. Personalitate. Da. Aveau. Trebuie să aibă fotbal. Mi se pare că niciunul, nu știu la Chiricheș încă, pentru că s-a accidentat foarte rapid, dar Djokovic mi se pare mie și întotdeauna mi s-a părut că nu e din filmul ăsta. Eu nu-i văd. Tot timpul am spus. Nu-i văd rostul lui acolo. Adică 5-7 atingeri de fiecare dată când ai mingea la picior nu face decât să încetinească lucrurile, decât să-l ajute pe adversar să vină să se reprieze, nu te ajută cu absolut nimic. Băluță, care credeam că poate să facă ceva, nici el în momentul ăsta nu știe ce e, ce face. Pardon, și mai e Înghezana. La Înghezana încă... Și de ce întreb? Pentru că nu m-am stat să mă uit. Steaua Roșie, Ferencvaros, Ludogorets, Dinamo Zagreb, eu nu cred că nu au strategia asta. Să aducă, să repatrieze jucători care au evoluat prin campionatul lor. Păi nu au buget de 25 de milioane. Nu știu. De ce știu eu? Steaua Roșie au buget de 25 de milioane. Nu, chiar mai mult are anul ăsta. Dar apropo de ceea ce spune Djokovic, are un randament diferit față de ceea ce a jucat la CFR Cluj, pentru că aici e altceva. Acolo era aici, fotbal, aici, în primul rând. Aici, da, e fotbal. Aici el vine și joacă foarte jos. Da. Vine și ia mingea la nivelul de chiar fundașului central. Ce? Chiar la nivelul celui mijlocașului central defensiv, pentru că vrea să atingă mingea. Nu, el în poziția pe care o are de ofensiv, în partea dreaptă sau în partea stângă, trebuie să stea să joace între linii, să ajungă mingea la margine când vin centrele să fie în careu, să reușească să marcheze, pentru că la Cluj asta făcea. El nu cobora, să juca mingea lungă pe atacant sau chiar pe el în unele momente, devia, ajungea mingea la margine, pleca în careu. Și mai avea și acele șuturi de la, eu știu, de la afara careului, 20 de metri, 25 de metri, unde avea realizări. Adică asta a reușit să aibă realizări la CFR. Trebuie să ne continuăm discuția, că mai avem un punct referitor la rotarii, unul referitor la salarii. O să vedeți foarte, foarte interesant. Imediat. Am revenit. Spuneam că vreau să mai discutăm un lucru referitor la transferul lui Dorin Rotariu la FCSB. Salariul pe care îl va avea. Becali anunță 20.000 de euro pe lună. În primul rând, vi se pare mult sau vi se pare ok pentru un jucător adus liber de contract? Mi se pare gras rău de tot. Așa mi se pare și mie, de asta n-am zis să nu mă pronunț eu primul, că ți se pare mult? Liber de contract, dacă gândești, dacă îi dădea 10.000 și îi dădea 100.000 la semnătură, că a venit jucător liber, tot bun. Acolo a venit. Și acum următoarea întrebare. Dacă se ducea la UTA pe 7.000 și pe niciun leu la semnătură, era bine? Era bine. Că acolo ajunge. Următoarea întrebare. Să spunem că ai fi la FCSB, să zic că ești tolarul. Și ai 20.000 pe lună. Și vezi că salariul Rotariu e 20.000. Te deranjează? Păi, dar tu crezi că ne vreme jucător la Steaua nu au venit jucători cu salariu mai mare ca mine? Și te-a deranjat? Da, normal. Păi, mă gândesc că Olarul vede, bă, da, stai un pic, vine ăsta, mă pun în pielea lui Olarul, da? Liber de contract, n-a jucat, nu l-a luat nimeni. Da, stai puțin, tu nu știi ce mașină, ce apartament o fi primit și Olarul? Pe lângă. Că văd că Tavi Sensoară își primește apartament de 200.000, mașină de 50.000, adică ăștia nu-i punem deloc. Ăștia nu ne mai deranjează. Și când de... Vezi că nu știm dacă Rotariu a luat primă de instalare. Păi nu știm. Nu a zis Becali chestia nu. Asta. Că dar eu mă întreb dacă ajungea la UTA, cât, ce salariu avea și ce primă de instalare lua. Vezi că mai jos de 10.000 nu lua. Ha, mai jos de 10.000 nu, dar vezi că aici e 20. Păi, da, UTA, ce UTA, sută de mii aici, acolo ce stă luai? Nu, dar pe mine mă interesează asta, dacă poate crea disensiuni investiare o chestiune de genul ăsta pe care patronul... Nu vine niciun jucător să spună
Ce acolo nu crezi? Treaba asta. Nu cred că... Nu se spună. Da. Ai o antipatie așa din stradă? Nu ai nimic. Nu ai nimic. Acolo fiecare primește, doar el știe cât primește. 100%. Nu știe toată lumea. Toată lumea știe. Nu știe. Păi ce? Păi tocmai ai spus mai devreme ce a primit Octavian Popescu. Și mai știi ce a mai primit? Habar n-am, poate a mai primit vreo două apartamente. Cine? Octavian altul? Popescu. De unde să știu eu ce a primit? Păi ne spunea dacă era Popescu. Nu știu dacă ne spune. Spune Gigi. Nu are și de Florinel Coman, Florinel... că i-a dat și apartament. Lasă, că îi spune că i-a dat, dar nu spune tot ce... Și mi-am cumpărat acasă când era... Nu, ne spune pe cale, că nu e o chestie care... Nu ți-a dat-o. Ba da, ba da, dar mi-a prea banii din contract. Atunci nu era niciun cealaltă șmecherie. Dar și mie mi-a dat, într-adevăr. Cum a eu am fost primul care am făcut treaba asta. Bine, așa și știi ce îmi place să fac niște blocuri. Și după mine au început să mai fac așa. Vând la ce preț vreau eu, îți dau cadou și după aia îți trag toți banii din asta. Dar fac și prețul gras frumos. Cum spui tu, ca și cum ai primit cadou. De fapt, tu ți-ai luat salariu, cam asta ne spui. Numai că ai luat salariu în casă, nu în bani. Păi nu, nici în casă, că tu ai plătit casa cu mai mulți bani decât trebuie. Crezi? Păi normal. Depinde ce apartament i-a dat. Era un apartament de 200.000, ți l-a făcut 400 și tot îți lua din salariu. Da, nu, dar depinde cum o evaluezi, asta era ideea. Ce atât am plătit pe ea, când am luat-o de la patronul echipei, am dezvoltat-o. Ți-a oprit din salariu, da. Nu știu, mie mi se pare că e un pic ilogic așa, deși Becali a fost totuși cât de cât corect în remunerația jucătorilor, dincolo de faptul că se plătesc la zi. Mă refer cum le-a mărit, faptul că totuși Kirchheș ia 400.000 pe an, Florinel Coman 360.000, așa-s bani. Din contră, ți se pare că le-a dat mai mult decât trebuie. Așa mi se pare. Dar așa face mereu. Și când eram jucător la fel, eu am venit pe un salariu și în 4 ani și jumătate, în ultimii 2 ani, am ajuns salariul dublu. Da, nu mi se pare. Adică dacă aveai jucători care au evoluții bune, le mărește salariul. Mi se pare corect din exterior. Olarul 20.000, rotariuri 20.000. Nu mi se pare mie corect. Mai rău știi ce e? Că în momentul când el poate vrea să dea salariile în jos la jucători, nu mai vor jucătorii dacă nu au evoluții bune. Că nu mai este de acord atunci să le mișoreze salariile. Da, și asta e adevărat. O vedea. Dar e un risc. Urmează, spuneam, peste două zile avem meci la Budapesta cu Belarus în preliminarii. Suntem favoriți să prindem poziția a doua, care duce direct la campionatul european. Atât să ascultăm un interviu cu Mihai Stoichiță, făcut chiar la Budapesta. Repet, acolo se joacă meciul, pentru că Belarus, din cauza războiului între Ucraina și Rusia, Belarus fiind aliat al Rusiei, nu poate disputa meciurile pe teren propriu. Să-l ascultăm pe directorul tehnic al Federației. Este meciul cel mai important, nu? Cel cu Belarus, care acum ești obligat să câștigi două meciuri, pentru că după aia ai obligat și pe ei să joace pe viață și pe moarte, și pe unii și pe alții. Asta e foarte important. Terenul nu arată bine, deloc. L-ați văzut? Păi când să-l văd? Cum ne-am dat din avion? La porți, la cornere, e rău. Asta e, n-avem ce să facem. Nu să-l regazonăm noi acum. Ăsta e terenul de semnat, jucăm pe el. Organizatorii, nu Belarusul a ales. N-ai ce face. Totuși întâlnim cei mai slabi adversari din această grupă? Spuneați că suntem obligați să-i batem, dar... Nu sunt deloc slab, dar trebuie să-i bați. Buni, răi, trebuie să câștigi amândouă meciurile. O să fie două meciuri de luptă, zic eu, așa consider că va fi. Care sper ca momentul bun pe care îl trec tricolorul și pe care l-am văzut și zilele astea la antrenamente, cred să poate manifesta și mâine. Mâine, în primul rând, și după aia o vedem noi ce mai e pe acasă când ajungem. Dar ăsta e un moment și trebuie să-l speculezi. Nu știu de câte ori în viață ai un astfel de moment în care să ai șansa, în momentul în care câștigi, să te apropii din ce în ce mai mult de visul ăsta care este campionatul european. La ultimul european la care ne-am calificat în 2016, în 2015 am jucat aici, la Budapesta. Acum vine 2024, 2023, jucăm tot aici, la Budapesta. Se poartă noroc. Care e legătura? Nu știu, eu nu eram un... N-aveți superstiții? Nu prea așa. Mai am superstiții, dar nu exagerat. Credeți că dacă e Budapesta. Dacă am câștigat, atunci de ce n-am câștigat și acum? Credeți că dacă se juca cu spectatorii aici în Budapesta, că ne-au maghiarii să țină cu Belarusul? În primul rând nu jucăm cu maghiarii. Maghiarii au meci a doua zi. Eu cred că asta e o speculație, nu știu, de unde a apărut. Am mai spus-o odată, am fost acum... Când a fost campionatul european cu Mutu? Acum 2 ani, nu? Da, acum 2 ani și am umblat pe străzi în training-ul României.
mașină cu numele române și nimeni nu mi-a spus nimic atunci. Bine, meciul a fost fără spectator, dar în centru Budapestei, atunci asta nu se spune că peste Dunăre în partea înaltă. Și nu au fost niciun fel de probleme. Cred că sunt și alarme false. Vă îngrijorează problemele de efectiv pe care le are Naționala în acest moment? Care sunt alea? Păi mă refer la fundaj, la Camora, la Manea. Nu cred că de multă vreme am mai stat în absența unui jucător național al României. Cred că trebuie să fim extrem de conștienți că noi suntem un grup. Și forța noastră este o forță de grup, nu este o forță individuală, a unei individualități deosebite. Atâta timp când sunt organizați și foarte bine mentalizați, cred că nu o să avem probleme. Totuși, dacă am vorbit de apărare, să vorbim un pic și de faza ofensivă, cum vi se pare atacul României sau faza de atac cu jucătorii pe care are Edi Iordănescu? Nu știm cine va juca. Alibec cel mai experimentat. Înțelegi? Dacă stai bine să te gândești și dacă îi analizezi pe fiecare în parte, au niște evoluții foarte bune la ora actuală. Toți. Toți. Și atunci problema o are Edi, nu noi. Edi de a alege, știi? Și foarte bine care e problema asta. Ne calificăm din octombrie? Nu avem cum să ne calificăm din octombrie dacă sunt meciurile astea amânate. Faptul că Israelul... Nu avem cum. În octombrie putem să construim un eșafodaș pe care să ne construim în continuare calificarea luna noiembrie, dacă se va juca atunci. Tu că calculele faptul că Israelul nu joacă. Vor avea 3 noiembrie, dar nu joacă. Păi cred că ați făcut și noastră calculele astea, pentru că Doamne ferește să nu bați aici și atunci încep speculațiile. Tu, bătând aici și la București să dea Dumnezeu, și aici și acolo, îi obligi pe toți să-și joace șansa până la sfârșit. Ești la 2 puncte în spatele Israelului, deci un potențial în spatele Elveției. Deci un potențial pericol și pentru ei, dar și Israelul la un punct în spatele tău și un potențial pericol pentru tine. Tu trebuie să aduni maximum. Așteptați calificare? Eu am spus că sunt aproape sigur de calificare. Mai sigur că niciodată? Păi, dacă nici acum când suntem aici și am ajuns în situația asta să nu te gândești că poți să te califici, mi se pare a fi un lucru de un pesimism care nu e bun, e dăunător, zic eu. În momentul ăsta, dacă și în momentul ăsta în care mă uit și la jucători, care au un moment psihologic extraordinar, au încredere în ei, pentru că ăsta este cel mai important lucru. Au câștigat încrederea unor meciuri mai bune, mai rele, dar în care n-au pierdut. Mulțumim! Da, l-am ascultat pe Mihai Stoichiță. O să vreau să vedem câteva fotografii făcute de reporterii Gazetei Sporturilor la Budapesta pe stadionul pe care urmează să jucăm joi, stadionul lui Uipești. Gazonul arată foarte rău. Acum gândesc că totuși noi suntem cei dezavantajați. Mă gândesc. Nu că am fi vreo mare echipă asta tehnică, dar ai nevoie de victorie. Mă gândesc să construiești mai mult ataș, mai mult teoretic. Arată rău. Da, chiar arată rău. Da. Poate îl vopsesc puțin înainte de meci. Adică arată, bine, nici ca la Tunari, dar, mă rog, suprafața de așa că el e frumos, în schimb, tribunele și cum arată. Uite că se întâmplă și la ei, să nu aibă grijă de gazon, cum se întâmplă și pe la noi. Sau să aibă grijă să fie... în mod defectuos, ca să zic așa. Dar sau ce e acolo? Unde? Nisip sau ce? Cred că este iarbă lipsă, da. A, pe iarbă care lipsă? Lipsește iarba, da. Pe ce să... S-a uscat în zona aia, da. Exact. Da? Da. Dar pe mare parte din... Doar în jumătatea aia, nu? Doar în jumătatea aia. Nu, era o fotografie, sau... poze făcute din dronă. Care este și jumătatea cealaltă la fel. Uite aici, nu doar 16 metri unde o să intrăm noi foarte mult. Acolo ne-au pus nisip. Că se joacă la dacă în partea cealaltă, atunci am în partea cealaltă mai mult. Se joacă la o singură parte, tot mici. La Uipești. Dar chiar dacă, eu știu, râdem noi, dar nu cred că va fi un meci ușor. Și a văzut și Israelul ce greu a câștigat ambele acasă. Meciuri. Da. Nu, ambele meciuri. Da. Belarus a câștigat dincolo de minutul 90. Da. Nu va fi un meci ușor. Chiar dacă se joacă fără suport, Belarus nu au... Îți aminte că și noi am câștigat cu o fază controversată în final la care ne puneam întrebarea dacă Belarus a meritat sau nu penaltii? Și a terminat 2-1. Și mai degrabă ce era. Și mai degrabă era penaltii. Așa am văzut. De asta spun că nu cred că ne va fi ușor. Adică o echipă care are forță mare ofensivă bate ușor Belarus în mod normal. Una care are o forță cum avem noi... Bați mai greu. Dacă bați. Noi sperăm să facem un joc bun și să câștigăm.
Asta e ideal, cred da. Că dacă vom reuși să luăm cele 3 puncte, în mare 90% așa mă gândesc că suntem calificați, așa cred eu. Acum și cu situația din Israel, da. Ceea ce se întâmplă și în Israel. Da. Tot ce se întâmplă e în favoarea noastră. De ce să ne mai opolim, o facem, o îmbrăcăm, facem așa că suntem profund supărați? Nu, tot ce s-a întâmplat în momentul ăsta este în favoarea noastră. Jucăm cu Belarus și cu Andorra, da, în primul rând. După care avem meciurile alea cum le avem. Adică, nu, avem șansă mare, mare, mare să fim. Eu cred că și în momentul ăsta, acum când vorbim, 99% noi suntem la Euro. Nu zic 100% pentru că nu e chiar așa, dar suntem acolo. N-avem ce, nu văd ce ne poate împiedica. Adică toată campania pe care am avut-o până acum, care a fost ok, ce se întâmplă acum, să nu mai joci nimic din ce a fost până acum, iar ăialalt să fie deodată nu știu cum față de ce au fost. Nu, mi se pare că prea multe lucruri trebuie să se întâmple ca să se schimbe și noi să nu mergem. Noi suntem... nu trebuie să aibă loc în această grupă niște rezultate cu mult ieșite din comun ca noi să pierdem calificarea, cum poate multă lume crede asta. Nu, eu cred că meciul cu Belarus este foarte important. Asta este părerea mea. E adevărat că acum s-a adăugat situația Israelului, situația în țară. Israel nu mai joacă acasă. Israel nu mai joacă trebuie acasă, să joace cu noi acasă, nu mai joacă acasă. Exact. Chiar dacă adică... lucrurile care se întâmplă acolo nu sunt ok, să putem să spunem că jucătorii sunt cu gândul în altă parte, dar eu cred că în momentul când ei vor intra pe teren, se vor gândi la ceea ce se întâmplă în țara lor și vor juca și pentru oamenii ăia de acolo. Și că vor fi motivați. Și vor fi motivați. Eu așa cred. Că ei vor fi motivați. Chiar dacă nu vor juca în Israel. Mie mi se pare că e prea mare tragedia și prea mare nenorocirea ca să mai stai, să intri la un meci și să te faci așa, adică să uiți de toate. Oricum fotbalul e, știi, te face să uiți de lucruri și pe tine și pe cei din tribună, dar asta e prea mare. Foarte bine. Când intri pe teren, te mai gândești la prima pe care o ai. La cine știu, dar sunt problemele prea mari. Au pierdut o grămadă de... E dramă ce e acolo. Nu e așa, adică când vorbim despre fotbal despre... și recalificări. Recalificarea asta e așa. Astea trec, vor mai veni. Acolo e vorba de viață și de moarte. Așa aici. Este, dar jucătorii când intră pe teren lasă afară tot ce se întâmplă afară și intră pe teren și încearcă. Și poate asta e și un imbol pentru ei ca să dea mai mult pe tot teren. Tot este în favoarea noastră, inclusiv înțeleg programarea pe care UEFA a făcut-o în privința meciului Israelului cu Elveția. Că joacă înainte noastră cu 3 zile. Exact. Înainte, adică tu joci așa, Israel-Elveția și după 3 zile Israel-România. Da, asta poate să fie un bonus, că să fie, o să spui că se acumulează oboseală de jucând la 3 zile. Așa va fi, da. Mă rog, până luna viitoare trebuie să câștigăm meciurile astea și vedem ce se mai întâmplă. Haideți să ascultăm pe Răzvan Marin. A vorbit despre această dublă, mă rog, cu Belarus și Andorra. Cu Andorra jucăm duminică la București, Parada Națională, într-un meci în care nu toată lumea are acces pe stadion, ci doar copiii de până în 14 ani, mă rog, la fiecare grup de 10-15 copii trebuie să vină un însoțitor. Sunt condiții speciale după suspendarea pe care, sau penalizarea pe care, sancțiunea pe care federația a primit-o. Ascultăm pe Răzvan Marin și apoi revenim în emisiune. Ne așteaptă două meciuri foarte importante, două meciuri pe care trebuie să le câștigăm, dar dacă facem ceea ce am făcut până acum, mă refer din punct de vedere al muncii pe teren, al seriozității, o să obținem rezultatele pe care ni le dorim. În Andorra, înainte de startul preliminariilor, ai avut un discurs în fața colegilor alături de Nicu Stanciu și Andrei Burcă. A fost ca un semnal de alarmă și te-ai declarat foarte încrezător. Rămâne valabil tot ce ai zis atunci? Da. Da, nici nu se pune problema nouă, dar ceea ce am spus atunci și ceea ce au spus și colegii, prietenii mei, au spus că trebuie să fim uniți până la capăt și trebuie să avem în minte un singur obiectiv, acela de a fi la Euro anul viitor. Până acum suntem în cărți, ca să spun așa, și sper ca și după aceste două meciuri să rămânem pe locul secund, iar apoi în noiembrie vom vedea ceva. Ești unul dintre liderii din vestiar. E dificil de gestionat acest grup? Sau, mai bine zis, cât de mult interveniți voi, jucătorii mai vechi, în activitatea colegilor? Nu, chiar nu e greu. Din contră, mi se pare foarte ușor că în momentul de față chiar o spun mereu și pe la echipă când sunt întrebat și din afara, nu știu, fotbalului, când mă întreabă prieteni, cunoștințe, spun că avem un grup foarte unit, un grup frumos.
Și nu, nu știu, probabil am și crescut majoritatea împreună, adică mulți ne știm de la U21, mulți am crescut împreună la Academie, adică am jucat împreună, am jucat împotriva unui celuilalt, deci nu sunt probleme și presupun că și asta duce la, la această unitate de grup. Campania aceasta, lotul extins, mă refer la jucătorii care au fost convocați în aceste preliminari, a fost unul mai mic decât eram obișnuiți. Contează și acest lucru atunci când vorbim de unitatea acestui grup despre care și tu vorbeai? Da, probabil mister a vrut să meargă un, cât mai mult pe aceiași jucători. Presupun aici, îmi dau, asta e o părere a mea. Presupun că mister asta și-a dorit cel mai mult să meargă pe același grup de jucători. Tu te vei afla la a doua experiență de acest gen, mă refer la meciul cu Andorra, când vom avea copii alături de noi. În 2019, 30.000 de copii s-au aflat în tribunele Arenei Naționale la acel meci cu Norvegia, tu ai fost integralist. Cum ai descrie atmosfera de la acel meci și cum va fi influențat jocul nostru ca urmare a acestei atmosfere? E diferit, nu e, chiar nu e același lucru, nu pot să spun că e același lucru, dar... O repet, noi până la urmă trebuie să încercăm să ne capacităm maxim singuri. Ne afectează într-un fel treaba asta. Cred că principalul atu al nostru în momentul de față este unitatea de grup. Bun, am stat pe Răzvan Marin. Un singur lucru vreau să mai discutăm. Încercarea lui Mititelu de a-l pune pe Croitoru, antrenorul la FCU. Știu că nu e banc, este, adică eu prima dată când am auzit am refuzat să cred că e posibil așa ceva. Și spuneam în emisiune, când crezi că le s-au întâmplat toate în fotbalul românesc, zici, bă, ce să mai întâmple să te șocheze? Asta e chestiunea care te șochează. Și îl dai afară, îl denigrezi, pui despre el că e cel mai slab, nu înțelegi, ți-a distrus echipa, după care peste 8 luni în Suisă îl pui antrenor. Cum poate fi explicat, logic, Pandi, așa ceva? Păi cum explici? Păi eu n-am. E de neexplicat. Păi la care? Noi? Nu s-a întâmplat de 100 de milioane de ori, adică ce, e prima oară când se întâmplă așa ceva? O explicație logică pentru care strategia asta lui Mititelu... Mă duci spre strategie, asta nu e nicio strategie. Noi ce doi strategie? Dăm afară un antrenor așa. Și îl facem varză la televizor, ne-a distrus echipa, ne-a pus un genunchi fizic, nu făcea nimic, nu, mă rog, ce am mai spus Nu l-am mai aduce niciodată. Și dacă l-aducem, înseamnă că... Dar am mințit noi. Că am greșit. Nu, că am mințit. Nu că am greșit, că nu e greșit aici. Aici am mințit. Am mințit. Că de fapt ce a spus nu este adevărat. Nu, noi am mințit, nu că am greșit. Exact, dă-te Pandi aici. Nu, că greșeala e una, am minciunea. Nu i-am mințit. Uluitor. Uluitor, realmente. Dar bine că nu-l pune până la urmă, iar e uluitor. Nu-l pune pentru că nu are cum să-l pună sub nicio formă. Nu poate să-l pună nimic, practic. Da, că nu poate să-l pună nimic. Magazioner, delegat, ce poate. A ieșit cineva din conducerea lui FCU să spună, l-am ofertat pe Croitoru? Nu știu, eu n-am văzut să iasă cineva din club să spună. Ziarul. Știi cum e asta? Eu am un ziar. Și am și echipă de fotbal. Păi, și totul apare în ziar acolo. Apare în ziar că îl pun pe Dică. După aia spun, ce dorești, bă? Asta neap, că ai zis bine. Dacă mâine îl caută pe Dică. Nu serios, dar ce-i face? Te-ai întoarce? Nu mai, eu sunt, am drumul. Vorbesc serios acum, că nimeni nu a spus de treaba asta. Dar eu n-am văzut pe cineva din cadrul clubului să iasă să spună, l-am sunat pe Croitoru să-l aduce. Dar până la urmă nu ne-am înțeles. N-am văzut. Doar că a apărut acolo în ziar și atât. Ca și zvon. În ziarul tău apare. Da. Ca zvon. Da. Nu, doar că apare în ziar. Doar că apare în ziar. Nu, serios, vorbesc, te caută mâine. El a dat pe postat pe Facebook un articol din ziar care anunța că vine Croitoru, că de regulă Mititelu postează și când spune, nu e adevărat, sau de, cum să spun, e o dezinformare sau e, nu știu, la alte publicații. E acum a publicat el, a postat pe Facebook. Adică să arate că se întâmplă chestiunea asta. Vezi că te sună, că e următorul pe care sună. Vezi, uite, vezi. Cineva stă bate recordul lui Napoli. Câte are? 9, câte are? 9, 10? Nu, acolo nu cred că e ușor, nu. Nu, nu am mai fost la domnul Hiză, nu? La Rapid. De câte ori a fost la Rapid? Nu, de 9 niciodată. Nu, nu cred. De 3-4. Dar a avut mai multe. De 3-4. În ce mi-aduc aminte? A mai fost la Palermo, a avut un lucru care a fost de 4, de 5 sau de 6 ori. Și unde era Zamparini acolo. Da, da. L-a dat afară și după o lună l-a pus din nou. Uite că îmi scapă numele.
Dar nu serios, dacă te sună Mitri Dreanu, nu putem să spunem că e ceva, ești, adică da, o utopie din momentul păi asta nu-i nimica. Asta nu-i nimica. De tine nu a zis. Nu putem să vorbim aici, dacă. Nu, dar nici n-a zis aici, da. Că nu a zis, păi tocmai de aia pare mai probabil să-l sune. Asta spun. Te sună. Ce păi, totuși, ai, că parcă te-am lăsat prea puțin. Da. Mi-ai spus că n-ai plecat, că făceam treabă bună. Bună strategia pe care o faci. Bună, să uite, uite, la funcție. Bă, da, uite, că chiar, nu știi că ai zis. Dacă mai rămânem împreună, făceam. Da, am spus treaba asta. Am spus și avem încredere mare. Da. Mulțumesc mult, ne oprim aici. Nu se termină emisiunea, facem o scurtă pauză. O să ni se alăture în platou Cosmin Petrescu. O să discutăm despre un meci de basket care urmează aici pe Orin Sport 1 la 21:45, un amical de gală între Real Madrid, o echipă europeană, și Dallas. Dar vorbim mai multe cu Cosmin.